Salutare cutiașilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi bunicul măcelar trebuie să caute impostorul, așa că rupeți butonașul de like și de subscribe sau trimite purcelul pe voi. Haideți cu like-ul la blană. Harta este făcută de către Easy Amalia, Easy Miruna și Easy Simon. Așa că dacă ați rupt like-ul și subscribe-ul, haideți să vedem dacă găsește bunicul măcelar impostorul. O să ai nevoie când găsești impostorul. În impostor se află mobii. Deci trebuie să căutăm neapărat impostorul. Luăm armurica, îl blindăm pe bunicul măcelar. Haide așa frumușe, îi punem căscuță, îi punem armurică, papucei, pantalonaș, sabie de netherite și câte un măr dacă îi se face poftă. Și hai să vedem, la final ai un bonus, harta e cu parkour, impostorul este plin cu monștri și trebuie să îi bați dacă nu reușești să treci, zici text. Ok, idee de mapă, Easy Miruna, Easy Amalia, ajutați de către Easy Simon, cineva special pentru Miruna. Opa, i-auzi acolo și mai scrie acolo Let Carina. Interesant, aici scrie la fel oare? Da, e aceeași treabă. Bun, ăla-i. Hai să vedem dacă va reuși bunicul măcelar să prindă impostorul. Aici sunt o grămadă de pereți cu persoanele. Opa, ia uite aici, bă, stai așa. Mamă, deci uitați aici, tot Easy Clan-ul. Aici cei care au făcut harta. Nice, bine. Hai să mergem frumușel să vedem care este impostorul. Impostorul, trebuie să-l găsim. Bunicul măcelar nu se poate opri până când nu-l găsește. Și hai să începem cu primul. Opa, și avem așa Skull Rose sau skinul, cred că vreau să scrie roz, făcut de Miruna, ajutată de Simon. Nice. Apropo, hai să le vedem pe atât de la distanță, pentru că sunt super, super șmechere făcute skinurile astea din Among Us. Ia, uitați-vă aici. Mamă, deci sunt șmechere rău de tot. Și acum putem să intrăm și să își facă bunicul măcelar Damblaua. Hai să vedem. Trup. Aparent avem aici un parcurs destul de greu, dar nu sunt mobi, asta înseamnă că nu este el impostorul. Cine știe ce scrie aici, ia să vedem. Ai o scurtătură. Deci există o scurtătură, bă. Hai să ne gândim pe unde ar putea fi scurtătura. Ok, aparent trebuie să ajung acolo sus de tot. Și cred că aș putea să mă duc prin partea cealaltă. Nu știu dacă pot să mă duc prin partea cealaltă. Nu pot, bă, că sunt ziduri invizibile. Pe unde ar putea fi scurtătura aia, bro? Oare pot să mă duc pe aici așa? Nu cred că pot să mă duc pe aici. Deci cumva trebuie să sar astea. Deci trebuie să le... Cred că am rămas aici blocat, gen. Cred că am rămas aici blocat, bă. Trebuie să-mi dau kill, stai așa, kill. Bun, ok. Hai să vedem atunci. Deci trebuie să o iau pe aici. Aparent. Aoleu. Și nu prea mă pricep eu cu parcururile astea. Deci bunicul măcelar o să aibă de furcă cu parcurul, gen. Așa, bam. Deci pe aici trebuie. Bun. Bă, dar care o fi scurtătura? Asta e întrebarea mea. Aici apară a fi zidura, hai că este scurtătură dacă e... Bă, mai am o hartă, bine, Amalia, vedem, stai așa să vedem ce face bunicul măcelar aici. Uite, s-a grăbit bunicul măcelar și a picat direct. A picat direct bunicul măcelar. Așa, pe unde trebuia, pe aici așa, bun, ok. Așa. Aoleo, iară, bă. De ce am sărit așa tare? Așa, bun. Pe partea asta, pe aici. Stai să luăm pătuțul. Aici sunt niște cactus și o să doară puțin. Bă, ce bucată mi-a dat, bă. De ce mi-ai dat bucata din spate? Stai puțin, de ce mi-ai dat bucata din spate? Bă, ce mărlănoși, băi. Deci fii tu numai... aici trebuie să sar cu controlul. O să te ce?
Stai așa să vedem, o să te și încurc uneori, haciule, nu, cum să-l încurci pe bunicul măcelar, stai așa că m-am mișcat puțin și ea, i-a tremurat piciorul la bunicul măcelar și-a căzut jos. Holy moly. Bun, așa, aici n-ar trebui să fie problemă, țac, 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 hai mă că se pricepe bunicul măcelar, ia uite aici, ia uite la bunicul măcelar. Așa, bun. Oh, și gata deja. Urcăm la etajul 2. Sau la etajul 1, la etajul 1. Să da, să zicem că e etajul, adică la nivelul 2, cum ar veni. Etajul 1, nivelul 2. Bun, așa. Hai că stia merg mai rapid. Asta o fi scurtătura, oare? Hai că e scurtătura dacă e. Era să pic. Bun. Aici trebuie sărit așa rapid. Când tremurau picioarele. Aici e din ăsta invizibil. Dar nu e chiar așa invizibil. Gen, e invizibil, like și subscribe. Ați sunt acolo, rupeți like-ul și subscribe-ul. Deci nu e chiar așa invizibil, gen. Adică și pici de pe el. Deci nu e chiar invizibil 100%. Așa, și aici vine din două, bună, lai. Mi-a dat bucata, nu mai dați-mi măcelar că se supără măcelarul pe voi și mă feliază. Bă, ce mărlani, bă. Dau un măcelar. Trăp. Așa. Aproape că m-au ajutat să sar. Aproape că m-au ajutat să sar. Bă, ce mărlani, bă, că stau și dau mărlani direct așa. Cu viteză. Bam, 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 bam. Am ajuns la pătuțul ăsta la alt. Op. Uop-țuop. Bine, măcelare, hai că te descurci, măcelare. Bă, se descurcă măcelarul, n-ai treabă. Ia uite-l cum se urcă repede. Și aparent nu a găsit impostorul, pentru că impostorul trebuie să aibă mulți mobi. Hai să vedem dacă putem să ajungem jos. Aici unde? A, uite aici o scară. Cu dropper. Dropper. Îi place la măcelar dropper-ul. Bun, deci nu am găsit impostorul. Trebuie să mai căutăm. Impostorul nu se află în crumeitul cel roz. Hai să vedem un următorul. Măcelarule, folosește-ți forța. Ia să vedem. Skinul galben făcut de către Miruna, Amalia și Simon. Bine-s. Mi-am aruncat din greșeală. Dă-mi sabia înapoi așa. Mi-am aruncat sabia din greșeală. Aoleu. Ok, e la fel și ăsta. Mama mia. Noroc că m-am antrenat la celălalt. Hai că m-am antrenat dacă e. Deci nu există patori sau mi s-o părut mie. Aolo. TP Arondes. Ia să vedem așa. Miruna. Bun. Deci nu există patori. Ba da există, dar sunt mai încolo puțin. Aolo, aolo, aolo. Nu mă bate nenia, nu mă bate că mă întorc. Gata nenia, nu mă bate că mă întorc. Ok, deci nu pot să-mi dau kill sau ceva, că rip. Bun, hai să vedem. Deci, de ce mă urcă pe chestia asta mai sus? A, uite aici patul. A, dar e noapte, bă. Hai să facem zi. Facem zi ca să vedem mai bine. Așa, bă, că nu se mai vedea nimic, ca fratei. Nu se... Cum e posibil să cad acolo? Cum e posibil să cad așa acolo, bă? How is this even possible? Așa, bun. Hai de măcelare. No. Oh, nu pot să dau pe patul ăla. Aolo, 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 aolo. Aolo, parcurul meu. Aolo, aolo, stai să vedem. Dom, bam. Așa, pam, pam. Ăla-i mă, gata. Aici e simplu. Easy. Easy. Treabă de profesioniști. Easy. Și ăsta e ușor pentru măcelar. A picat măcelarul. A picat măcelarul, nu și-a luat destul la vânt. Măcelarule. Ba, 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 nici nu se întoarce bine măcelarul și cade. Așa, bun. Haide, haide măcelarule. Țac, țac, țac. Bun, hai că te descurci măcelare. Aoleo, când îl lauzi pe măcelar cum cade? Cum îl lauzi pe măcelar cum se duce la vale direct?
Așa, bun, bun, bun. Gata, mă, uite, deja începe să se priceapă, măcelarul. Nu mai da, mărlanule. Uite-l, mă, ce mărlan. Ok, deci am rămas aici, sunt trip. Sunt trip, deci dacă rămân acolo, nu mai pot să fac nimica. M-am dus. Bă, dar cum sare așa, mă, din cauza la patul ăla urât. Patule urât, pleacă de aici, patule. Mamă, și ăsta e la distanță mai mare. Aolo. Holy moly, guacaș moly. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Ah, nu, că m-am chinuit pe acolo. Asta mă împace, mamă, că mi-o dat bucata, bă. Așa. Bă, și ăla-i. Nice, mă duc acum ca racheta. Dup, 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 dup. Bine, astea sunt ușoare. Bă, când zici că sunt ușoare, atunci acazi, pe bune dacă nu. Astea sunt ușoare. Bun. Aici trebuie doar să mergi. Nice, aici la fel. Trr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 r
A zis că e prea departe patul și era aproape. Trrr! Am ajuns acum. Bă, sus, 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 nenia. Așa. O, pe clopot. Te? Nu, de ce ai dat în bine? De ce ai dat în bine? Trebuie să-mi dau iară kill. Holy moly, mă trolează, bă, abonații ăștia, bă. Îl trolează pe măcelar, abonații ăștia. Bun, nice. Turup, 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 turup. Aaaa, eram aproape. Eram aproape. Hai să vedem. Să scrie iară kill. Trrr, trebuie să meargă, trebuie să meargă. Aproape comerț, bă. Sincer, pe astea trebuie să le sare așa dintr-o bucată. Că dacă nu, rip. Rip dacă nu. Dacă stai să le tot sare așa, cred că o să pici. Acest este numărul 1. Thank you, thank you. Am reușit. Haide. Trup, trup, trup. Uite cum merge aici. Aolo. Măcelare, ce ai făcut? Eu tras burta în jos, măcelare. Măcelare, te-a tras burta în jos, măcelare. Trebuie să găsești impostorul. Bagă 10 genoflexiuni să-ți revii. Doamne, măcelar nebun. Așa, bun. Și gata, ăla-i. Nu ne putem urca? Ba da, uite pe aici. Bine. Hai să vedem pe unde coborâm, pe unde coboșrăm. Opa, avem aici un dropper și mecher. Foarte și mecher dropper-ul. Nice. Ți-a plăcut, mă, celălalt dropper-ul? I-a plăcut, mă, i-a plăcut. I-a plăcut, mă, la mă, celălalt dropper-ul. Așa, și hai să vedem acum, mai avem impostorul verde. Oare verde? Bă, eu cred că e verde impostorul, bă. Cred că e verde impostorul. În croma-i tot ăsta verde se ascunde impostorul. Bag mâna în foc. Skill-ul verde făcut de Amalia. Hai să vedem. Nu e nici aici, bă. Ultimul e impostorul. Mama mia, să vezi că ultimul e impostorul. Măcelare, ultimul e impostorul. Așa. Trebuie pe aici. Holy moly. Am înțeles, direct pe lângă am sărit. Direct pe lângă, direct pe lângă, pe lângă, așa, început lejer de vară. Aoleu, și mi-a dat bucata când să sar. Holy moly. Aș fi putut și eu să sar dacă mi-ar fi dat bucata, bă, deci nu pot să sar pe la nici cum. Trebuie să mă duc jos. Știu care e schema, trebuie să mă duc jos așa și trebuie să sar așa. Altfel nu am nicio șansă. Și n-am mai apucat să sar pe ăsta la alt. Dar așa, așa este și mecheria. Deci așa de aici, bam. Aproape, 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 aproape. Am sărit un pic prea repede. Mama asta o să-mi dea puțin de bătui de cap. De fapt o să-i dea moțelarul lui. Trup, trup. Opa. Ai, bă, de ce nu mai sărit? Am dat să țară cine a sărit. Îl ia moțelarule, ce faci? Aoleu, nu mai vrea să sară nici cum. Mocelarule, revinoți în fire. Beau un cadă cu apă și țari. Așa.
Ai, bă, de ce, bă? De ce are saltul atât de mic, mățelarul ăsta? Îl trage burta jos. Aoleu, mățelarule, ți-am zis eu că te trage burta jos. Dacă era dreaptă, imediat o sărea mățelarul, dar așa deja e cu scheme, cu schepsis. Aoleu, nu mai ajunge mățelarul. Nu mai ajunge mățelarul acolo. Nu mai ajunge mățelarul. Uite, tot alunecă, îl trage burta în jos. Îl trage burta în jos pe mățelar. Așa, ia să vedem. A reușit mocelarul. Aoleu, și patuie mai departe. Patuie mai departe, bă. A reușit mocelarul. Nice. Bă, gata. Easy peasy deja. Deja easy peasy cu aoleu, nu. Nu cred asta. Aoleu. Aoleu, e imposibil. Holy moly. Trup. E imposibil să fie iară din alea. Mai sunt multe din alea? Mama mia. Ma. Nu! De ce? De ce când m-am... Aoleu. Când a reușit măcelarul, bă, l-au dat jos pe măcelar mărlanii. L-au văzut în top acolo și l-au dat jos din top. Pe măcelar. Aoleu. Au, nu. Când a reușit măcelarul a fost trollat, bă. Aoleu, trollerilor. Trollerilor care sunteți voi. Bă, nu mai dați voi trollerilor. Holy moly. Holy moly. Mamă, se enervează măcelarul pe voi dacă mai dați în el. Imediat se enervează măcelarul pe voi. Aoleu. A reușit, gata. Bine, mersi, mersi. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Bun, ăla-i. Chiar m-au ajutat trollerii de data asta. De data asta m-au ajutat trollerii. Așa, țac, țac. Op. Aoleu. Cum ai sărit măcelare? Cum ai sărit măcelare? Ce ai crezut că o să sare așa ușor? Ai crezut că atât de ușor e? Asta este și mai grea. Asta este și mai grea. Mamă, și aici. Era și pat acolo, bă. Era și abanul aici, așa vine. Mamă, ce bun era o scurtă. Ia stai puțin, bă, că am găsit o scurtătură, mățelarul. Am găsit o scurtătură, mățelarul. Am găsit o scurtătură, mățelarul. Bă, îl duce capul pe mățelar așa. N-ai ce să zici, bro. N-ai ce să zici, bro, că îl duce capul pe mățelar așa. N-ai ce să zici, că îl duce capul pe măcelar așa. A găsit măcelarul scurtătura. Ăla-i și... Aparent cred că o să fie ultimul impostor. Acel duce pe măcelar căpățâna. Bine, hai să vedem acum dacă este impostorul. Impostorul este cel care are blană de vulpiță. Am înțeles, deci vulpița este ștrengară. Hai să vedem ce scrie aici. Acest skin făcut de Miruna. Ia să vedem. Da, ăsta este impostorul. Uite aici pe mărlani. Aici erați mărlanilor. Am găsit impostorul. Impostiorul. Opa, asta e să mâncăm un măr. Așa, și ne batem și cu monștrii, dar și cu lagul. Ne batem cu toate deodată. Aici stăteați voi, ascunși la vulpiță, sub blăniță. Las de aici, urăților.
Luați de aici, urăților, de la măcelar. Măcelarul vă feliază și după aceea vă pune la vânzare. Și vă transformă în aripioare de găinușă. Gata, luați de aici. Luați de aici, zombaleilor. Luați de aici, zombaleilor. Nu vă puneți voi cu măcelarul. Măcelarul este prea măcelar pentru a fi măcelărit. Oh, armată de zombalei. Exact ce-i place la măcelar. Să mănânce la felul nântui. Haideți aici. Haideți aici. Împuișorilor, veniți să vă pun în farfurie asta, așa, să mâncăm un măr din acest așa proaspăt copt. Și să ne batem în continuare cu felul întâi. Sunt curiosă ce masă mi-au mai pregătit-o cei care au făcut această hartă pentru măcelar. Haideți aici, felul întâi, felul întâi, felul întâi. Fripturică de zombalău, fripturică de zombalău. Haideți aici la măcelar, la bunicul măcelar. Trup, 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 trup. Încă 2-3 zombalăi, gata. Felul întâi este gata, hai să vedem cine mai așteaptă. Felul 2, oase de scheleți în zeamă de lămâie. Mama mia, oh, ce bune sunt oasele astea de scheleți. Îmi plac oasele astea de scheleți. Ia să vedem să le combinăm cu niște desert, niște măr așa. Îmi place felul 2, îmi place felul 2. Măcelarul este fericit cu ce a primit. Bunicoțul nu mai poate de fericire cu ce primește. Aoleo, și masaje cu săgeți. Exact cum trebuie pentru bunicul măcelar. Toate, cum ar veni, all inclusive. All inclusive, a venit bunicul măcelar la all inclusive. Oase în zeamă de lămâie și cu masaj de săgeți pe spate, pe șpinare. Exact cum îmi place mie. Altă treabă. Gata, am gătat și cu felul 2. A fost bine cu felul 2, a fost bine cu felul 2. M-a pus așa puțin în alertă. Ia să vedem felul 3. Oase mai bine perpelite. Bine prăjite. Mama mia. Îmi plac și oasele astea. Deci după oase cu zeamă de lămâie vine ceva mai hardcore așa. Un os bine perpelit care bine m-a lovit. Unde m-am trezit? Aoleo, stai să mă duc înapoi. Și să mă întorc înapoi unde am rămas. Vino aici, scheletule. Vino aici, scheletule, la bunicul măcelar. Armată de oase negre. Mă urmăresc oasele negre peste tot. Aoleo, veniți aici, oase negre. Că nu mai pot să scap de oasele astea negre. Aoleo, dar câte oase negre aici. Veniți aici la bunicul măcelar. Mamă, sunt imbatabile. Mâncarea asta nu vrea să stea în farfurie. Stai așa, că dacă nu vrea să stea mâncarea în farfurie, o să o băgăm la cuptor. Oase la cuptor. Oase bine prăjite la cuptor. Sau le punem pe grătar, ne mai gândim. Cred că venim cu tura 2 și le punem pe grătar. Haide să vedem. Oase de grătar. Aoleo, este imposibil să bagi oasele la grătar. Avem nevoie de o rețetă nouă. Aoleo, avem nevoie de o rețetă nouă. Mamă. Este imposibil să le batem. Dar m-am întors la oasele astea și gata, le-am perpelit pe toate. Așa, da. Hai să mergem sus. Să vedem, bam. Am găsit felul 4, niște revegeri pe care să-i feliem și să-i ținem pentru iarnă, pentru că vara nu se mănâncă carne de revegeri. Doar carnea se mănâncă, este puțin cam grasă carnea de revegeri pentru vara, așa că o să o mâncăm la iarnă, carnea de revegeri. Revegeri bine, bine perpeliți. Ia uite aici cum vin, veniți aici, revegerilor. Așa, să vă feliez, să vă pun la borcan. Punem revegerii la borcan. Ok, am înțeles, m-au cam nimicit revegerii ăștia. Îmi place să vă joc cu mâncarea în farfurie, uite aici. Veniți aici să vă bag la farfurie, revegerilor.
Veniți aici să vă bag la farfurioară. La farfurioară. La farfurioară. Veniți aici să vă bage măcelarul la farfurioară. Și am scăpat și de revegeri. Oh, drăguț, drăguț, drăguț. Acum o mâncare și pentru la iarnă. Și avem aici niște urși polari, drăguții de ei. O să-i lăsăm, o să-i lăsăm vii, pentru că avem nevoie și de ursuleții mai încolo. Daniel, nu, 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 nu mă bat cu ursuleții polari, sunt prietenii mei. Aoleu, ce aici este mare țeapă. Nu putem să trecem mai departe. Ce se întâmplă? Mai avem o scară aici, am găsit scara. Am găsit pillager. Aoleu, ăștia sunt nervoși rău de tot. Sunt nervoși rău de tot pillagerii ăștia. Aoleu, de ce m-am trezit iar la urci? Aparent trebuie să-i bat pe ursuleți. Trebuie să-i facem pe ursuleți, să-i feliem. Nu, ursuleților, îmi pare rău, dar bunicul măcelar trebuie să mănânce tot. Trebuie să mănânce absolut tot bunicul măcelar. Aoleu, trebuie să ne luptăm cu ursuleții. Ursuleții, ursuleță, vin aici, dătăfleță. Ne băgăm la portofel și pe... ursuleții ăștia. Mamă mia, ce de ursuleții avem aici. Ursuleții, cărniță pentru la iarnă. O să-i placă la bunicul măcelar. O să-i placă, o să-i placă, o să-i placă, o să-i placă. Veniți aici, ursuleților. Ursuleților, ia stați puțin așa, să ne încărcăm puterea. Vor să ne rănească ursuleții, dar n-au nicio șansă. N-au nicio șansă contra bunicului măcelar. Mai avem câțiva ursuleți, nu foarte mulți. I-am perpelit pe majoritatea. Veniți aici, ursuleților. Așa, mai avem câțiva care s-au ascuns aici. Credeți că nu vă văd, ursuleților? Credeți că nu vă văd? Dar v-am văzut. Bunicul măcelar v-a văzut. Gata, i-am perpelit pe toți. Să ne întoarcem la urâții ăștia de aici. Aoleu, că nu putem să trecem. Veniți aici, doamnilor cu săgeți. Ia să mâncăm un măruleț așa. Așa, așa, așa. O să-i fac să se bată între ei. O să-i fac să tragă unul după altul, să se omoare între ei. Mai mâncăm un măricel până se omoare ei între ei. I-am prostit. I-am prostit. Ia uitați, ia uitați cum i-am făcut să se lupte între ei pentru mâncare. Și nici măcar nu m-am chinuit. Am mâncat doar mere. M-am uitat la voi cum vă luptați și am mâncat mere. Ia veniți aici, urăților. Nu o să vă puteți bate niciodată. Sunt prea forțos. Mă uitam la ei cum se luptă între ei. I-am nimicit. Și am găsit impostorul. Nice, nice, nice. Deci, udinașilor, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți episoade de genul în care bunicul măcelar să meargă prin anumite locuri dubioase, să-mi scrieți acolo în comentarii. Și de asemenea, dacă ați mai vrea și altcineva să meargă, cum ar fi Cartoon Cat, Siren Head, Granny sau poate altcineva, cine știe. Rupeți acolo butonul de like și de subscribe. Hai să vedem că, ce, că stai o secundă, că mai este ceva, nu s-a terminat. Bun, hai să vedem, în ultima secundă să ne uităm să vedem ce mai ne poate arăta această hartă minunată. Haide, haide să vedem. Haide, Mirula, haide, arată-ne despre ce este vorba. Aparent bunicul măcelar trebuie să mai vadă ceva. Și hai să vedem ce, trebuie să luăm un minecart de aici și după ce plecăm cu minecartul o să ajungem unde? Nu, nu, ce este acolo? Ce vedem? Niște crumeți morți! Au murit de toți crumeții! Impostorul a făcut 3 kill-uri. Deci așa ne putem da seama că impostorul era cel portocaliu, pentru că este singurul care nu se află aici mort. Nice, 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 nice. Avem și niște tablițe dacă mai vrea. Dacă ai mai vrea hărții de la mine, spune-mi. Bă, urâtul, uite pe angelul ăsta, mă, ce vine el aici să se lupte cu mine. Spune-mi după video. Așa, bam, bam, bam. Și dacă mai vrei, poți veni pe a doua hartă. Ok, scuze, am scris, mă atacă toți. Am scris din greșeală și cu bonus. Idei de skin-uri, rip Miruna.
Nice, ia să vedem ce mai avem aici. Ai ajuns prea târziu, impostorul. I-a omorât pe toți, i-a vrut să scrie. Oba și artificiile de finală, ca de obicei, încheiem spectaculos. Bunicul măcelar încheie spectaculos. Deci, like-ul la blan acolo, share, subscribe. Primul link în descriere vă duce către Trovo, unde facem live-uri zilnice alături de Foxy. Haideți și acolo cu un follow, vă învăț cum să intrați pe Trovo, cum să vă faceți cont și așa mai departe. Iar v-am spus, dacă mai vreți episoade de genul, să scrieți acolo în comentarii. Pa, pa! Și am plecat că mă trolează Amalia! Pa, pa!